trecem la partea culturală a emisiunii noastre de astăzi cu detalii despre un festival. Un festival inedit. Clubul Fotografilor din Iași, de la Casa de Cultură Mihai Ursache, este implicat în festivalul interetnic Cultura în Parc. Acesta se desfășoară în perioada 26-30 august în Parcul Universității din Suceava. Membrii ai Clubului Fotografilor din Iași au organizat o expoziție de fotografie în colaborare cu Asociația Ghizilor din Bucovina, inițiatorii evenimentului. Imaginile reunite în cadrul expoziției Fragmente interetnice surprind momente din viața etniilor majoritare din județul Suceava: germani, polonezi, ruși, lipoveni, romi, armeni și ucrainieni. Vernisajul expoziției de fotografie a avut loc aseară în prezența numeroși suceveni. Constantin Ciofu, coordonator al Clubului Fotografilor din Iași, și-a amintit despre munca depusă de fotografii ieșeni în organizarea expoziției, dar și despre importanța organizării unui festival dedicat vieții etniilor. Expoziția de față este de fapt colectivă. Noi Clubul Fotografilor, avem doar o parte mai însemnată de fotografii. Fotografiile sunt realizate de trei membri ai Clubului Fotografilor din Iași: Constantin Ciocu, susemnatul, Cristina Zaharia și Melania Conchi. Trei membri ai Clubului Fotografilor care s-au întâlnit, au selectat fotografiile pe care am amintit, au selectat fotografiile timp de mai bine de două ceasuri, pentru că am dorit să venim în fața dumneavoastră cu imagini reușite, imagini care să surprindă activitatea etniilor și viața etniilor reprezentative din Moldova. Clubul Fotografilor din Iași va continua colaborarea cu Asociația Ghizilor din Bucovina, mai ales că noi avem în spate peste 100 de expoziții de fotografii organizate din 2008 și până în prezent. Iar anul acesta am organizat numai puțin de 15 expoziții în cele două galerii ale Casei de Cultură Mihai Ursache din Iași și în afara Casei de Cultură Mihai Ursache din Iași. Vă transmit salutul omului Casei de Cultură Mihai Ursache, prinzele și salutul colegilor din cadrul Clubului Fotografilor, și ne-am bucurat dacă și la Suceava exista un club al fotografilor la fel de implicat și la fel de cunoscut, așa cum este Clubul Fotografilor din Iași. Să urmăriți cu atenție fotografiile noastre, pentru că în spatele fiecarei fotografii se află un mesaj pe care îl poate identifica și îl poate înțelege fiecare din cei ce credeți la aceste fotografii. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o seară frumoasă alături de organizatori. Despre fotografiile expuse într-un mod inedit de fotografie ieșeni a vorbit apoi Nicoleta Loghin, managerul festivalului, care a amintit și programul din zilele următoare. Astăzi, după cum ați și observat, avem expoziție de arte fotografică și pictură. Avem un invitat special și cei de la Clubul Fotografilor din Iași, care au participat cu o expoziție cu fotografii reprezentative ale etniilor, care le și mulțumim și mai așteptăm și la alte festivaluri organizate de noi. Iar în seara următoare vă invităm la o degustare de produse culinare specifice, dansuri și muzică tradițională, iar în ultima seară, pe 30 august, avem invitat special artiști ce aparțin etniilor reprezentative. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și vă așteptăm și în seara următoare, iar în minutele ce urmează, vă invităm să vizionăm câteva filmulețe, videoclipuri și documentare în legătură cu etniile participante la proiect. Expoziția de fotografie Fragmente interetnice poate fi vizitată până duminică 30 august între orele 17-22. Obiectivul general al festivalului este crearea și menținerea condițiilor pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității minorităților, consolidarea dialogului intercultural și promovarea tinerilor artiști la nivel regional.